Bună, numele meu este Ana Mirodonie, sunt psiholog și terapeut somatic și vreau să îți recomand o carte de la editura Herald despre emoții. Da, încă o carte despre emoții, pentru că avem nevoie să studiem, să aprofundăm acest subiect. Se numește Limbajul emoțiilor. Este scrisă de Carla McLaren și este o carte foarte, foarte faină. De ce? Sau de ce mi s-a părut mie așa? În primul rând, mi-a plăcut stilul. Este un stil relaxat, ușor de digerat, parcă te ia așa de mânuță și te poartă într-o călătorie în care descoperi modul în care poți să te împrietenești cu emoțiile, înțelegându-le mai bine. Ce sens au ele, ce mesaj au ele pentru tine. Apoi, ce mi s-a mai părut util este felul în care este structurată cartea. Și anume, ea a luat niște emoții, emoțiile de bază, și le-a grupat în ceea ce numește familie. Și această grupare este în funcție de scopul lor. De exemplu, avem familia furiei, familia fricii, familia tristeții și a fericirii. La familia furiei, mesajul, scopul este de a ne face atenți la care sunt granițele noastre personale, care sunt regulile, care este ghidul comportamental, spune. La frică vorbim despre instincte, intuiție și orientare. Mai mult decât atât, ia apoi fiecare emoție din fiecare familie și ne ajută să o înțelegem în funcție de niște criterii. Și anume, de exemplu, la furie. În primul rând, îi dă și un titlu, se numește Santinela Onorabilă. Mai departe, ne ajută să înțelegem care sunt darurile, ce vrea să ne ofere, de fapt, furia. Care sunt convingerile noastre, granițe, stimă de sine sănătoasă, protejarea ta și a celorlalți. Câteva exemple. Apoi ne încurajează să ne punem niște întrebări. Da? Emoția vine și ne împinge către introspecție. În cazul furiei este, la ce anume țin cu adevărat? Ce anume trebuie să fie protejat și restabilit? Ce ne mai spune la fiecare emoție în parte? Sunt semne de obstrucție, le spune. Și anume, ce se întâmplă? Cum îmi dau eu seama că nu trăiesc această furie, că nu mă folosesc de ea, nu știu să o gestionez? Apoi ne mai oferă nuanțe ale fiecarei emoții, în funcție de intensitate. De exemplu, la nuanțele furiei avem furie de intensitate ușoară, enervat, hotărât, furie de intensitate medie, furios, curajos, nervos, furie intensitate tumultoasă, furibund, revoltat, întârjit. Deci ne și ajută să avem cuvinte pentru intensitatea emoțiilor noastre. Chiar mi se pare foarte util. În primul rând că ne dăm voie să trecem prin revistă care sunt emoțiile astea, ne ajută să le grupăm în funcție de scopul lor și apoi, evident, ne dă și o perspectivă de cum putem să lucrăm cu ele. Chiar mi-a plăcut. Și îmi place foarte mult că vorbește despre empatie, despre cum empatia ne ajută să înțelegem și pe ceilalți și pe noi în ceea ce privește emoțiile. Deci, Limbajul emoțiilor de Carla McLaren. Vă recomand, lectură plăcută!